Ce faci, dascăle? Dar ce fac? Hei, alo, ușor, ușor, ai nebunit? Măi, dascăle, am impresia că tu ai nebunit, măi. Ce tot te uiți ca un tâmpit la creanga asta? Asta nu-i creangă. Asta e baghetă magică. Ce-i, măi? Asta e baghetă magică, cum au vrăjitorii. Măi, dascăle, măi. Am impresia că tu ai temperatură, măi. Ce tâmpenii spui tu acolo, măi? Tu nu vezi că asta e o creangă ruptă din copac, măi? Asta e o baghetă cu puteri magice. Vezi? Ia, măi, să văd. Vezi? Nu. Dar tu n-ai cum să vezi, că tu n-ai văzut Harry Potter. Tu nu știi asta cu magia. Măi, dascăle, măi. Tu ai impresia că dacă te uita la filme de astea cu Harry Potter, de acum crezi că ai și puteri de astea magici, măi? Exact! Toată noaptea am stat și am văzut toate filmele cu Harry Potter și reluare. Și să vezi acolo lucruri care se întâmplă. Lumea se transformă în broască, în păsări, zboară cu mătura. Și am făcut și eu o magie neagră. Și îmi pare așa de rău. Ce magie, măi? Cu motanul meu, pe Figaro-l, știi? L-am luat și l-am pus pe masă, am îndreptat bagheta spre el și am zis: Expecto Patronum! Și? Și-a dispărut motanul. Ce faceți? O facem neagră, domn primar. Ce faceți? Dascălu, crede mare vrăjitor. A, da. Vreți, domn primar? Da, ia, dă-ți. Arată-mi și nu. Ia. Ești pregătit? Da, da. Asta cu magia trebuie să-ți placă. Ia. Fii atent aici. Mă vedeți? Unde-ți dispărut, părinte dascălu? Dar chiar și eu mă întreb, unii fi dispărut, domn primar, oare? Păi cine știe prin ce univers de ăsta, prin ce galaxie magică umblă el acum? Hai, eu... Am fost tot timpul aici cu voi. Am fost invizibil. Tu, nu ne mai spune, băi. Serios? Da. Eu am fost aici. Hai. Hei! Doamne, maica domnului, domn primar, ce m-ai speriat? Terminați-mă cu c***le astea! Ți-ai făcut temele, părinte? Păi, domn primar, păi, să vezi că azi noapte, toată noaptea n-am putut să dorm. Așa. Ei, m-am culcat pe la vreo 10 și m-am trezit pe la vreo 2-3 dimineața, cu o frică și cu o spaimă, domn primar, și n-am putut să mai dorm. Și m-am tot gândit și la o idee, și la alta, și la alta, și niciuna nu mi-a trecut prin cap, pentru că majoritatea mai cam le-am făcut. Am înțeles. Tu, vrăjitorule? Eu am stat și m-am uitat toată noaptea la filmele cu Harry Potter. Ah, tot am văzut. Știu tot, magii! E bine, e bine atunci, da. Da. Bravo, bravo. Păi hai să termin la Hogwarts. Băi, sunteți idioți? Nu. Voi nu înțelegeți că dacă noi nu facem o escrocherie de aia de-a noastră, dacă nu tragem o țeapă, dacă nu facem o șarlatanie, ne ducem pe apa sâmbetei? De-aia trebuie să găsim mai repede ceva. Dar ce să găsim, domn primar? Ei, nu știu, de asta v-am zis, vă gândiți. De asta s-a uitat la Harry Potter, vrăjitorul. Ia uite-l. Dar ce bine ar fi să avem și noi în satul nostru o fântână fermecată din care să bem apă. Și să întinerim cu toții. Ce să facem? Să întinerim după ce bem apă. Te gândești la ce mă gândesc eu, nu? Păi, dar nu gândim la fel, domn primar, noi. Doamne! Băi, ce bună e asta! Lasă-mi seama mea că știu eu ce am de făcut, domn. Hai! Doamne, ajută! Hai, Dumbledore!
Și care e ideea? Lasă că vezi tu. Hai. Patroanii de-alea. Doamne ajută. Ca și Maria mea așa. Ia uite ce știe domn polițist să folosească pistolul ăla. Bravo, domn polițist. Și cum vorbesc eu acum cu el? Acum își face meseria. Cum îmi... Următoarea. Următoarea. Ușor, ușor, cu calm, cu calm. Iertați să rămână, părinte. Nu-i nevoie, nu-i nevoie, Rățelul, Doamne ajută. Doamne ajută, părinte, nici nu știu cum să încep. Lasă asta, Grațiela, înainte de aia îmi spune ce ai pe suflet. Lasă, te rog, mulțumirea către cel de sus la dascăl, măi. Adică banul. Vai, măi, Grațielu, măi, nu așa, măi, că sună urât, măi, păcat, măi. Măi, mie îmi place să spui așa, mulțumirea către cel de sus, măi. Sunt mai altfel, măi, mai frumos, măi. Da, părinte. Păi, tocmai asta e problema, că am îmbătrânit și... Măi, grația la lasă, înainte de a-mi spune ceea ce te frământă, măi, eu aș vrea pe tine să te întreb un lucru, măi. Măi, tu n-ai vrea să dai timp înapoi, măi, să fii din nou tineric, măi? Să fii tu femeia aia, măi, care iubeai, măi, și erai iubită și toată lumea te aprecia, măi, măi, și erai fata care umblăba prin sat, toată lumea întorcea capul după tine, măi, te invidia toată lumea, măi. Acum să nu vreau, părinte. Cine aș da să... Să dau timpul înapoi, părinte, să fiu din nou tânăr. Dar de ce mă întrebați? Ai, nu, era așa, ca o discuție, știi? Dar unde rămăsesem? Păi, aș vrea și eu să fiu cum eram, părinte, tânără și frumoasă și... Grațielu, măi, ți-aș spune eu ție ceva, măi? Dar tare mă tem că după aia tu ai să te duci să spui la tățatul, măi, și să află, măi. Doamne, părinte, dar eu fac asta, părinte, Doamne, ferește. Măi, știi fântâna aia părăsită din capul satului? Care, de la părinte? Intrarea dinspre pădurii, măi. Care? Așa e de lângă Tamara? Exact, măi, Dumnezeu exact. Dumnezeu să odihnească și să ierte. Măi, să spune că fântâna aceea e făcătoare de minuni, măi. Da? Măi, dacă te duci la ea și te rogi cu adevărat, și bei apă din ea, să spune că te face tânără din nou, cum ai fost tu cândva, mă, odată. Iar așa, părinte? Da, măi, da. Doamne, hai. Dar mă duc mergi, atunci. Mergi la fântână, roagă-te, dar să nu spui la nimeni, măi. Nu, părinte, nu, să rămână. Hai, Doamne ajută, Doamne ajută. Iertați, părinte, Doamne ajută. Mergi cu Domnul. Doamne ajută, părinte. Măi, și să nu spui la nimeni, măi. Nu, părinte, Doamne, păzește, Doamne. Doamne, fetilor, știți ce o zis părintele? O zis că la noi în sat se află o fântână, dar nu o fântână
sabia asta obișnuită. O fântână făcătoare de minuni. Și dacă te rogi la e, te faci tânără din nou. Doamne ajută, hai să mergem la fântână, fetilor. Hai, hai după mine, haideți. Haideți, spune mai repede. Hai să ne mergem. Mergem la fântână. Păi iau. Dascăle, măi, pui pariu cu mine că nu mai este nimeni la poartă? Ei, am avut o idee bună, părinte, cu fântâna asta. Da, măi, da. Măi, dar să te mai uiți la film ideea este, măi, că ce ne știi ce idei poate-ți mai vine, măi? Ha. Să rămân la perete. Vai, măi, Ioana, măi. Păi dă sticla, bă, că am plătit-o eu, bă. Băi, dă, bă, sticla aia de vină, că ai băut-o toată, bă. Ei, și ce? Cum și știi, bă, vrei să... Care-i problema? Dă-mi parte-n parte, bă, că îți dau un cap acum în gură. Dă, bă, sticla de vină. Bă, lăsau să-ți plecați la poarta, bă. Și, pe și, și te bag, bă, cu coar. Bă, dă, bă, sticla, bă, că îți dau acum un cap în gură. Bă, ia să te văd eu pe tine acum. Eu am făcut calate, bă, îți dau acum un cap. Bună ziua! Bună ziua! Șef agent principal Ioana Târcolese. Care e problema? Bună ziua, domnule polițist. Știți că bețivarii ăștia doi se ceartă la poarta mea aici. Păi și ne faci tu, bețivar! Domnul, ce se întâmplă mai exact aici? Domnul polițai, bețivanul ăsta, îl vedeți? Mi-a luat stica de la gură și a băut-o toată. Și eu am plătit-o. Da. Nu, dezinfectant. Dați-o la mine. Dezinfectant de la ajutoare. Toată băută, toată. Avem aici dovada furtului. Îi vezi, băi? Bun, și acum. Aici, domnul, amenda dumneavoastră. A? Amendă, băi, ai văzut? E să mai furt. Dar ce-am făcut? Ai furat sticla, băi. Și aici, domnul, amenda dumneavoastră. Dar ce-a făcut? Da, eu, pentru și domnul poliție, și vina meu că bețivanul ăsta mi-a luat sticla de la gură. Tacă-ți! Liniștiți-vă da, puțin. Fiți atenți aici. Contravențiile prevăzute în articolul 2. Așa. Sancționează cu o amendă de la 500 de lei până la 1500 de lei persoana care tulbură fără drept liniștea publică. Dacă nu plătiți în 24 de ore, amenda asta se dublează. Păi, domn polițist. Păi, atunci, vă rog frumos să ne iertați. Noi plecăm, nu, nu. Asta rămâne la mine. Dovada furtului. Hai, vă rog. Vezi, din cauza plecați. Ta, băi. Da, termine, ia tica. Ia tica, numai din cauza. Băi. Și așa avem oamenii. Domnule polițist, vă mulțumesc frumos. Fără ajutorul dumneavoastră nu scăpam de alcoolici ăștia. A, v-ai descărcat bine, da? Da. Mulțumesc frumos. Păi zi bună, la revedere. Doamne ajută. Să rătați numai bine. La revedere, drum bun. Mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag. Plăcere.